Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Igor Dodon anunță că dacă în următoarele două săptămâni deputații nu vor crea o majoritate, atunci el va dizolva Parlamentul. A cerut însă Curții Constituționale să stabilească termenul limită pentru asta. Încă unul dintre suspecții reținuți pentru că ar fi violat două tinere, iar pe una au aruncat-o de la balcon, rămâne în arest în izolator. Reprezentanții Institutului Oncologic spun că au demarat o anchetă după ce ieri o femeie bolnavă de cancer s-a plâns într-un reportaj de la ProTV că un medic de acolo a refuzat să opereze. Federația Moldovenească de Fotbal are un nou președinte. Leonid Olejnicenko, singurul candidat pentru această funcție, a fost votat unanim de membrii forumului. Igor Dodon spune că va dizolva Parlamentul dacă în următoarele două săptămâni deputații nu vor crea o majoritate parlamentară. Totuși, ca să înțeleagă care este termenul limită, Dodon a cerut Curții Constituționale să se expună. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Să mă adresez deputaților. Sau vă apucați de lucru, creați majoritate parlamentară, alegeți conducerea Parlamentului, mergem împreună cu alegerea guvernului, sau recunoașteți că ambițiile nu vă permit, rânza moldovenească la unii numesc românească, dar tot moldovenească la toți. Nu vă permiteți găsesc limbă comună și atunci duceți-vă la început. Potrivit legislației, în cazul imposibilității formării guvernului sau dacă procedura de adoptare a legilor este blocată timp de 3 luni, președintele poate să dizolve Parlamentul, după consultarea cu fracțiunile parlamentare. Igor Dodon susține însă că nu este clar dacă numărătoarea celor 3 luni începe din momentul validării rezultatelor alegerilor, adică 9 martie, sau de pe 21 martie, când a avut loc prima ședință de constituire a Parlamentului. Eu astăzi m-am adresat la Curtea Constituțională pentru avea claritate. Care e termenul limit? De când se începe acele 3 luni? După ce a înaintat un ultimatum partidelor, Dodon a ieșit din sală fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Dacă în aceste 2 săptămâni nu găsiți limbă comună, nu creați majoritate parlamentară, atunci eu voi fi nevoit să dizolv Parlamentul. Vremea pășlo. Succes! Deputații blocului acum susțin că rămân deschiși dialogului cu PSRM-ul. În cadrul grupului de lucru pe care l-am propus anterior, suntem deschiși de a discuta, pe de o parte, pachetul dezoligarhizare a nostru, plus, dacă au și socialiștii, proiecte care s-ar circunscrie acestui concept, și pe de altă parte, proiectele care țin de îmbunătățirea vieții sociale. Socialiștii, democrații și reprezentanții partidului Șor nu ne-au răspuns la telefon. Ieri deputații din blocul acum i-au așteptat pe socialiști în sala de ședință a Parlamentului, propunându-le să aleagă conducerea legislativului și să voteze inițiativele legislative împotriva oligarhiei. Socialiștii nu au dat curs invitației și au calificat-o drept populistă. PSRM susține că unica soluție pentru depășirea crizei politice este crearea unei majorități parlamentare. Încă unul dintre suspecții învinuiți că ar fi violat 2 tinere, iar pe una au aruncat-o de la balcon, rămâne în izolator. Au decis astăzi magistrații de la Curtea de Apel Chișinău. Alți 2 suspecți încă sunt căutați de poliție. Cel de-al 3-lea suspect a fost adus încătușat la Curtea de Apel Chișinău. El a refuzat să vorbească cu jurnaliștii și și-a acoperit fața ca să nu fie filmat. Ce mă vă zbrosili? Tot nu celălalt tot vechi. Magistrații au menținut decizia primei instanțe, astfel individul va rămâne în arest preventiv. În cauza Creșniu Nicolae, colegiul respinge candidatul cu avocatului Spartu Odica și menține fără modificări interiorul spre Chișinău, certificat din 7 mai 2019. Potrivit procurorilor, al 4-lea suspect care se află în izolator nu a contestat decizia magistraților de la judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana. Până când nu colaborează, nici nu dă declarații, doar nu a atacat hotărârea. În timp ce 4 suspecți se află în izolator, alți 2 care au reușit să scape de oamenii legii nu au fost încă găsiți. Indivizii sunt acuzați de faptul că au violat 2 tinere, iar pe cea de 16 ani au aruncat-o de la etajul 7. Aceasta a murit după ce s-a aflat 10 zile în comă. Brânză, lapte și carne se vând la tot pasul, la colțuri de stradă în capitală. Vrând să facă un ban, comercianții își țin marfa în căldură toată ziua. Votăm parlamentari, să facă ghine, să facă și tot. La sapa de lemn a rămas.
Fiți cu ochii în patru atunci când puneți vreun produs în pungă. Alimentele ținute în arșiță pot provoca intoxicații grave. Cu ce sfaturi vin medicii, aflați în jurnal. Administrația Institutului Oncologic a demarat o anchetă internă după reportajul difuzat ieri de ProTV, în care o femeie diagnosticată cu cancer se plânge că un medic de acolo ar fi refuzat să opereze. Directorul spitalului spune că a discutat astăzi cu pacienta, dar și cu medicii, pentru a stabili ce probleme există în procesul de consultare a bolnavilor. Nu ne-am cerut scuze în fața pacientei. Noi înțelegem că pacientul întotdeauna e corect. Medicul din prim moment trebuie să o orienteze pe calea corectă care există. Administrația instituției medicale spune că pacienta, care nu avea nici poliță de asigurare, ar fi trebuit să se adreseze mai întâi la medicul de sector, așa cum spune regula, iar acesta să o îndrume mai departe. Sunt niște înțelegeri personale între pacienta și medic, care atâta cât au fost bine, au fost bine, și în etapa când deja au depășit niște relații bune, ele și s-au descoperit. Larisa Catrinici, directorul Institutului Oncologic, spune că în urma scandalului a fost deschisă o anchetă internă, în cadrul căreia urmează să se stabilească cum s-a întâmplat totul. Replica medicului: nu vă primesc pentru că nu vreau, cam cum vă sună. Ea este urâtă, dar eu nu pot să o confirm. Eu n-am vorbit cu medicul respectiv. Și vreau să vă zic că explicația care am de la medic și explicația care am la asistent medicală nu confirmă lucrurile respective. Tot astăzi s-au purtat discuții și cu asistentele medicilor, care în funcție de starea pacienților decid dacă să le acorde prioritate. Conducerea susține că instituția a fost evaluată recent de Centrul Național Anticorupție, angajații căreia nu au stabilit că acolo sunt colectate taxe neformale de sute de euro, așa cum spune pacienta. Ea a zis că a lăsat din proprie dorință pentru a mulțumi, n-a fost condiționat. Dar dat în faptul că a venit neprogramat, a venit suplimentar la orele de primire, ea a lăsat medicului 200 de lei. Dacă dumneavoastră se înțelege, în corupție participă două părți. Și cel care dă, și cel care acceptă. Responsabilii susțin că simptomele pacientei nu vizează Institutul Oncologic, iar acolo nici nu se fac asemenea intervenții despre care se vehicula. Veronica Petrache s-a plâns că acum două zile medicul la care mergea și care i-ar fi spus că o va opera, fiind bănuită că este diagnosticată cu o formă incipientă precanceroasă, a refuzat să o mai consulte și să-i facă intervenția. Zeci de elevi ai claselor a 5-a din capitală, care au frați gemeni, au fost adunați astăzi într-o singură încăpere. Copiii au fost implicați în diferite activități distractive, cum ar fi jocuri de Lego, desen, muzică și dans. Deoarece numărul gemenilor și al tripleților a crescut considerabil în ultimii ani, cei de la Direcția Educație spun că au organizat evenimentul pentru a demonstra că, deși acești copii arată la fel, sunt totuși diferiți. Cei 100 de gemeni elevi în clasa a 5 au avut parte de o serie de activități interactive astăzi. Copiii au trebuit să dea dovadă de imaginație și să construiască ceva din piese Lego, să cânte, să vorbească în limbi străine și să deseneze. Eu am desenat un copac în care am vrut să redau cât de mult îmi iubesc familia și cât de mult îmi iubesc sora geamănă. Am vrut să reprezint o excursie cu familia la Paris. Uneori gândim și noi la fel. Fiecare activitate a avut drept obiectiv să pună în lumină capacitățile intelectuale și pasiunile elevilor. Ele sunt Gabriela, Alina și Corina și sunt triplete. Sunt foarte, foarte fericită că am două surioare. Noi ne împăcăm foarte bine și ne place împreună să facem diferite activități. Una este mai vorbăreață, alta mai emotivă, iar a treia mai energică. Le unește însă o pasiune comună, muzică. Hobby-uri comune au și gemenii Ștefan și Bogdan, care fac scrimă. I-am spus părinților mei că vreau să practic un sport mai delicat. Iar fratele meu i-a plăcut la fel și ne-am înscris amândoi. Cine câștigă cel mai des? Mai mult Ștefan. Da, dar câteodată mă câștigă și el. Dașa și Maria sunt gemenele pe care de mai bine de 3 ani le găsești mereu în sala de gimnastică artistică. Pe lângă faptul că se antrenează împreună, fetele se ajută și la învățătură. Ai susținere și poți să joci cu cineva. Ea mai bine la rusă, eu la matematică și noi în fiecare dată ajutăm. Conexiunea dintre gemeni este atât de puternică încât unii dintre ei se înțeleg din priviri, ne-au spus copiii. Alții și-au făcut și un limbaj doar al lor. Am schimbat alfabetul,
Pur și simplu l-am amestecat și așa formam cuvinte. Câteodată noi spunem același lucru împreună sau ne gândim la același lucru. Gemenii spun că norocul de a avea o dublură este însoțit de tot felul de întâmplări haioase. Profesorii ne încurcă și când spune Corina răspunde, Gabriela răspunde, pentru că arată cu degetul ea. Și... Perec de gemeni nu le place că îi încurcă toți. Și de super? Pic mă deranjează. La școală, dacă unii evită să stea în aceeași bancă, alții, din potrivă, stau alături. Noi îmbrăcăm în fel în fiecare dată și șezăm într-o bancă. Eu stau în același rând cu sora mea mai mică, iar Alina stă în alt rând. Cei din educație susțin însă că ar fi benefic ca gemenii să învețe chiar și în clase diferite. Se afirmă că copii gemeni nu e bine să învețe chiar într-o clasă. E bine să fie în clase despărțite, pe când părinții îi îmbracă în aceeași vestimentație, insistă să fie uneori în aceeași bancă. De ce? De la caz la caz. Noi vom recomanda, vom veni cu anumite recomandări pe pagina Direcției Generale pentru părinții și cadrele didactice. Acum 20 de ani în capitală erau înregistrate în jur de 20 de familii care aveau gemeni. În 2015, numărul acestora s-a mărit de 6 ori. În timp ce ministrul agriculturii spune că a găsit cartofi care se vând cu 11 lei kilogramul, în piețe prețul lor ajunge și la 30 de lei. Nicolae Ciubuc s-a filmat în timp ce se afla pe șoseaua Chișinău-Nisporeni, alături de un comerciant, spunând că scumpirea legumelor este o speculație. Pe fundalul speculațiilor care tot mai frecvent sunt prezente în spațiul media, precum că prețul la cartofi a crescut esențial, vreau să infirm aceste speculații. Și la ziua de astăzi, ora 16:40, data de 21 mai, prețul pentru un kilogram de cartofi din Belorusia importați, nu autohtoni, costă 15 lei. Prețul pentru ceapă este 15 lei. Astăzi, 22 mai, la Piața Centrală, prețul unui kilogram de cartofi constituie 15 lei. Am luat, potrivit, nu că e 80 lei kilogramul, urâte, ce este zvăr la gunoi? Așa cartofi. Bani aiure. Nu îmi pare rău de bani, dar să îmi pare rău, unii doi copii, unul normal și unul din străinătate. N-avem și noi copii. E scump, pentru mine e scump. În filmulețul publicat ieri de ministrul agriculturii, Ciubuc a mai spus că a găsit și cartofi noi la prețuri mici. Nu poate fi ignorat fenomenul cartofilor noi care au apărut recent. Aștept, dar nu este în prea mare. Aș spune unul corespunzător perioadei în care apar cartofii în sezonul nouă. La această tarabă, prețul unui kilogram de cartofi noi este de 30 de lei. Care preț când nu poți face un cartof cu umărare? 20 de lei? Vă par prețul? Foarte mare. Cartofa nouă avem de 25 cartofi moldovenească și cartofa poloneză cu 20 kg. Știți cartofii noi. Și cartofi avem de 14, avem de 15 și cartofi vechi. Față de săptămâna trecută, mai bine că au mai scăzut prețurile mai jos ca săptămâna trecută. Cât au scăzut? Cu 5 lei. Astăzi, ministrul agriculturii a precizat că vânzătorii sunt cei care au speculat. Mă refer la prețurile speculative fișate de unii comercianți. Ceea ce am văzut ieri și ceea ce am vrut să arăt este de fapt că prețurile sunt în diminuare, drept exemplu fiind acel punct de distribuție pe marginea drumului amenajat, unde prețul cartofului era de 11 lei. Suplimentar, colegii mei la fel au fost și ieri și astăzi în piețele Angro din Chișinău, unde la fel aceleași prețuri au fost constatate. Noi am văzut un pic prețurile mai mari, dar cine ar trebui să verifice piețele tarabile care sunt, nu toți se merg cu siguranță, la... Cu siguranță nu Ministerul Agriculturii. Dar cine ar trebui să intervină? Să intervină în ce sens? Ca să verifice prețurile, să fie un... Bine, noi vorbim de economie de piață. Statul nu are competență de a interveni în verificarea sau în stabilirea corectitudinii prețurilor la producția comercializată, cu excepțiile clar de rigoare. Cartoful nu este inclus în lista culturilor sau produselor pentru care este reglementat adaos comercial. Anul acesta, prețul pentru un kilogram de cartofi este de două ori mai mare decât anul trecut. Odată cu mercurul în termometre crește și pericolul de intoxicații. Evitați produsele care se coc la soare, ne îndeamnă medicii, și mergeți la cumpărături doar în locurile autorizate. Nu luați mai ales alimentele ușor alterabile, cum ar fi lactate sau carne. Lasă, măi, băieți, și te-o f***a atâta ea. Lasă-o ca să o bătă, eu ca să-ți f***a
Revoluție, da? Ieși, nu te mai răbde de aici. Mai răbdește, du. N-ai azi, mai să scaldare-i spui. Hai, filmează căldarea. La orice pas, în capitală, poți vedea comercianți care vând în plină stradă. Pe tarabele improvizate, oamenii și-au aranjat tot felul de produse care se coc la soare. Mulți le-au acoperit cu plapume, ori au luat-o la fugă când au văzut camera. Nu vin nimic. Această femeie a venit din satul Brăila la 5 dimineața cu 6 sticle de lapte și câteva kilograme de brânză. Asigură că produsele sunt proaspete. Laptele l-am pus în frigider, l-am murs la ora 5, l-am pus la râș și brânza tot e la râș și nu stau mult. O leac mă duc, dar trebuie să schimb vaca de nează. N-am timp, stau mult în soare ori și tot mă stărui la umbră. Deși știe că nu are dreptul să vândă în stradă, femeia se plânge că doar așa poate să câștige un ban. Și trebuie să trăiesc, trebuie să plătesc amul comunal. Eu singur, omul mi-a murit de-am 7 ani și ce să fac? Am 1200 de pensie, mai mult n-am și ea că trebuie să plătesc gazul, am comunal. Sufocat și ei de căldură, vânzătorii spun că nu au încotro. Votăm parlamentari să facă, ghine să facă și tot. La sapa de lemn a rămas. Proaspăt scoase din frigider, carnea și mezelurile se păstrează cel mult 2 ore, iar unele lactate până la 4 ore, susțin medicii. Totuși, dacă alimentele sunt ținute afară, mai ales în soare, când mercurul din termometre depășește 20 de grade, acestea se alterează de câteva ori mai repede. Unii cumpărători spun că nu văd nimic ieșit din comun că produsele sunt ținute în căldură. Foarte gustos tvorog, свежий. Я же сначала пробую. Iar alții îngrijorați de sănătatea lor spun că merg la cumpărături doar în locurile autorizate. Nu e controlat, nu a trecut niciun control sanitar, cum poți să cumpăr? Niciodată nimic de pe stradă, numai verzături așa mari. Pentru sănătatea noastră e foarte periculos. Alimentele, mai ales cele ușor alterabile, care sunt vândute în soare, ne pot crea probleme serioase de sănătate, spun medicii. Acum, când soarele este din ce în ce mai puternic, trebuie să fiți și mai atenți. Altfel, riscați să ajungeți la spital. Carne și produsele ei, ouăle și produsele lor, lactatele, diverse conserve, care, într-adevăr, prezintă pericol fiind comercializate pe stradă sau în locurile neautorizate. De aceea că pot să provoace diverse maladii, cum ar fi, să zicem, salmoneloza, o maladie gravă, dizenteria și diverse gastroenterocolite nedeterminate. În 2018, spun specialiștii din sănătate, numărul cazurilor de intoxicație a crescut cu 31%. Și acasă trebuie să țineți cont de câteva reguli. Separați carnea și fructele de mare de celelalte produse. Depozitați mâncarea în cutii speciale. Fierbeți supele și ciorbele până la 70 de grade și folosiți pentru asta un termometru alimentar. Totodată, nu lăsați mâncarea la temperatura camerei. 20 de patrupezi cu epoleți au participat la o competiție de biatlon. Au avut de trecut 12 obstacole pe o distanță de 9 km. Hai, bravo, fata, bravo! Unul dintre cei mai buni concurenți a fost Feia, un câine de rasă belgiană. Cunoașteți povestea ei în câteva minute. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț. S-a întâmplat pe o autostradă din Italia. La bordul vehiculului se aflau 60 de turiști ruși. Autocarul se afla pe o autostradă care leagă Florența de Siena în momentul în care s-a produs accidentul. Polițiștii italieni spun că șoferul vehiculului a pierdut controlul volanului, iar prin urmare, autobuzul a rupt balustrada de protecție și s-a răsturnat în șanț. 60 de turiști cu cetățenie rusă se aflau în autocar în acel moment, scrie presa străină, fără să ofere detalii despre șofer. A fost alertată poliția. Totodată, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de salvatori care au scos toți pasagerii din autobuz. Aproximativ 15 persoane au ajuns cu traumatisme grave la spital, iar una dintre ele a murit.
Fenomene meteo extreme sunt în Europa și Statele Unite. O furtună puternică însoțită de ploi torențiale a provocat inundații în centrul și sudul Germaniei, iar în SUA au fost înregistrate peste 100 de tornade în ultimele zile. Vârtejurile au măturat totul în cale. Ploile din ultimele zile au făcut ca râurile din Bavaria, dar și din centrul Germaniei să se reverse. La poalele Alpilor au căzut 180 de litri de precipitații pe metru pătrat în două zile. Furtuna a transformat străzi în lacuri, drumuri și căi ferate au fost închise, iar mai multe locuințe au fost inundate. Iar în Polonia, mai multe tornade au măturat tot ce au avut în cale. Localnicii care au văzut vârtejurile le-au filmat și au publicat imaginile pe internet. Peste 30 de tornade au fost înregistrate în 24 de ore în Statele Unite. O mulțime de locuințe au fost devastate, iar mașinile distruse. În timp ce unele zone din Statele Unite au fost devastate de tornade, în altele sunt inundații deja de câteva zile. În statul american Oklahoma, de exemplu, numeroase echipe de salvatori și-au petrecut zile întregi pe bărci și au căutat sinistrați. Urmărire ca în filme pe străzile unui oraș din Statele Unite. O femeie aflată la volanul unei autorulote a lovit mai mult autoturism în timp ce fugea de oamenii legii, rănind cel puțin 3 persoane. Mai avea cu ea 2 câini, iar unul dintre 4 pezi a sărit din vehicul din mers. Fugara a fost prinsă după ce s-a izbit cu autorulota într-un copac. Autorulot a lovit cel puțin 6 mașini, una după alta, în cursa nebună cu poliția pe urme. Vehiculul pentru excursie aproape că s-a dezintegrat după coleziunile repetate. Femeia avea 2 câini cu ea, pe unul cel puțin l-a ținut în poală, în timp ce conducea chiar și cu 100 de km pe oră, pe străduțe înguste. Patrupedul putea fi văzut în imaginele filmate din elicopterele televiziunilor. Animăluțul lătra înverșunat, sprijinindu-se cu labele din față pe bord, în timp ce parbrizul autorulotei zburase de mult. Celălalt câine însă a rămas la bord. It's a big parking lot. He's now weaving his way through this parking lot. I don't see any people walking around here. You can see only a few cars, but he really doesn't care. După o jumătate de oră, autorulota s-a oprit într-un copac, dar nu înainte să mai lovească încă o mașină în trafic. Apoi, femeia de aproximativ 40 de ani a vrut să fugă cu unul dintre 4 pezii săi. Polițiștii au prins-o când încerca să sară un gard. Era ușor rănită, în stare de șoc, și cel mai probabil se afla sub influența drogurilor. Pe de altă parte, câțiva din între șoferii care au avut ghinionul să îi se afle în cale au fost răniți. Unul s-a ales cu câteva coaste fisurate. And I'm just like, whoa, what's going on? I hear a kaboom. I run down the street to see what's going on. I see him, he's rolling around, looks like he's in pain. A fost rănit destul de grav și câinele care a evadat în timpul urmăririi. Cineva l-a luat de pe șosea și l-a dus la un veterinar. Femeia se află acum în custodia polițiștilor și urmează să ajungă în fața unui judecător. Au trecut prin Mlaștini, au mers târâi și au notat în râuri. Vorbim despre 20 de câini cu epoleți care, alături de stăpânii lor, au demonstrat că pot acționa în situații de urgență. În total au avut de înfruntat 12 obstacole pe o distanță de 9 km. Faceți cunoștință cu Feia, un câine de rasă belgiană. Împreună cu stăpânul său, Fiodor, un ofițer SPPS, formează o echipă deja de mai bine de un an. Bărbatul spune că are o relație specială cu patrupedul și recunoaște că este cel mai bun prieten. Are un an și 4 luni. L-am crescut de la vârsta de 2 luni. În primul rând trebuie să se cunoști calitățile câinelui și la ce poți aștepți de la dânsul. Unii ar putea să dea unele slăbiciuni. Feia împreună cu alți aproximativ 20 de câini au avut de trecut 12 obstacole contra cronometru. Au trecut prin Mlaștină și au înnotat într-un râu. După ce au demonstrat că pot executa comenzi, patrupezii au fost despărțiți de stăpânii lor și au arătat cum pot acționa singuri în situațiile de urgență. Au avut de trecut mai multe probe și polițiștii. Au mers târâși la deal, au trecut și ei prin Mlaștină și au tras din armă.
antrenamentele zilnice și afecțiunea față de patruped, asta i-a ajutat pe concurenți să înfrunte toate obstacolele, ne-au povestit polițiștii. Important, cum ați menționat dumneavoastră, e comunicarea, înțelegerea între noi, respectiv și antrenamentele sistematice. Câinele a fost foarte bun amuză. Am înțeles toți mulți atrasă, ne ascultăm unul pe altul, analiți. Tot răziu, când eu, când ea, noi suntem împreună de timp. După ce toți participanții au ajuns la finish, se duc să se pregătească pentru ceremonia solemnă, unde vor fi decernați cu cupe și medalii pe echipe, dar și individual. La competiții au participat 20 de echipe de la Poliția de Frontieră și din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Organizatorii evenimentului spun că 4 concurenți care vor înregistra cele mai bune rezultate vor pleca în septembrie în Letonia, unde vor reprezenta țara noastră la biatlonul kinologic 2019. Nidolei Nincenco este noul președinte al Federației Moldovenești de Fotbal. La cel de-al 18-lea congres extraordinar al FMF, toți cei 115 delegați au votat pentru el. Cu toate acestea, mari schimbări nu se așteaptă la federație. Olei Nincenco urmează să continue proiectele vechi. Cine este pentru ca domnul Olei Nincenco Leonițchiereț în această funcție, rog să votați. Mulțumim. Cine este contra? Nu sunt. Cine este abținut? De asemenea, nu sunt. Mulțumim pentru vot. Astăzi, congresul a votat în mod unanim ca domnul Lenicenco Leonid să fie ales în funcție de președinte, membru al Comitetului Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal. Sunt aici pentru a vă asigura în continuitatea procesului deja început din către echipa Federației Moldovenești de Fotbal. Sunt membru al acestei echipe, am stabilit împreună sistemele operaționale din cadrul federației și voi continua implementarea procesului de modernizare a managementului sistemului. Leonid Olei Nincenco activează în cadrul FMF din 2009, el fiind anterior director financiar, iar apoi director executiv. La cei 36 de ani, acesta nu a jucat fotbal la nivel profesionist în comparație cu predecesorul său, Pavel Ceban, care tot astăzi a fost ales președintele de onoare al FMF. Mulțumesc din suflet tuturor celor care, pe parcursul activității mei, în funcție de președinte, am colaborat ziariștilor sportivi, sponsorilor, partenerilor, oamenilor de creație care tot timpul cu multă bunăvoință răspundeau la îndemnurile noastre de colaborare. Leonid Olei Nincenco l-a înlocuit pe Pavel Ceban, care a condus fotbalul autohton timp de 22 de ani. Mandatul lui este valabil până în ianuarie 2021. În prezent, Naționala de Fotbal a Republicii Moldova se află în cea mai proastă perioadă din istoria sa, fiind în ultimile 12 luni între pozițiile 170 și 175 în clasamentul FIFA. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.